Salutare, prieteni, și bine ați revenit pe canal! Astăzi o să facem o curățenie generală între aceste lenjerii și haine. Aici hainele astea de iarnă sunt bine ordonate, dar aici nu. E un haos total, așa că o să ne apucăm să ordonăm. Și ca să nu vă las numai cu muzică, o să mai vorbim aici, o să mai discutăm și o să vă mai spun una alta, pentru că da, sunt foarte multe de făcut la casa omului, mai ales când ai și copii și tu faci pe o parte, iar apoi ei fac dezordine pe cealaltă parte. Da, e cam greu, dar trebuie să ne ținem de treabă. Și această curățenie constă așa, cred că mi-a luat vreo 2-3 zile, în vreo 2-3 zile am terminat, am mai făcut azi ceva, mâine ceva, am mai împachetat două prosoape, iar am mai băgat la spălat, iar s-au uscat. Da, și m-am bucurat că o să vedeți pe parcursul acestui video că m-a ajutat și Matias. A fost destul de drăguț și a vrut și el să împacheteze cu mine și asta necesită numai răbdare din partea mea, pentru că după ce că sunt atât de multe, practic un munte de prosoape și lenjerii, el a avut plăcerea asta să mă ajute și a trebuit să-l pun și pe el la treabă, practic. Ați văzut că am adus toate rufele aici, vreau să le împachetez și vreau să le sortez, care sunt lenjerii. Am foarte multe de o persoană, dar vreau să le pun așa pe culori, care cum să avem două lenjerii, una a mea, una a soțului, pe culori. Și am adus aici aceste coșuri de la Sinsay, pe care le-ați mai văzut în clipurile mele, că am dat comandă la Sinsay. Și vreau să le aranjez așa frumos aici și prosoape și tot și ce nu mai îmi trebuie să dau, pentru că sunt foarte multe și nu încap toate în acel dulap și trebuie să ne mai restrângem. Să-i dăm drumul, să facem treabă, curățenie totală. Ce este aici, Doamne? Ce este aici, Doamne?
Încă o dată în două. Da? Ok. Hai, a zis și Sofie, da. Ok. Da. Le-am făcut în două. Ați văzut că la început mai întâi am sortat totul, adică să am prosoape la prosoape și lenjerii la lenjerii și le-am sortat pe toate. Și apoi eu m-am apucat de fiecare categorie în parte să o împachetez. Se spune că în casa ta ar trebui să ai o căsuță pentru fiecare lucrușor. Așa îl vei pune mai repede la loc, practic vei găsi, vei ști exact unde să îl plasezi și nu vei mai pierde așa de mult timp. Nu știu cum este la voi, dar la mine în fiecare zi este o provocare. Efectiv, sunt foarte multe colțuri în care ar trebui să ajung și să fac curat, să împachetez, însă timpul nu mi-ajunge să fac ce vreau și să fac curățenie peste tot, așa că încerc și eu în fiecare zi să mai reduc din lucruri și să practic să mai îmi eliberez din timp. Aici vă arăt cum împachetez eu aceste cearșafuri elastice. Practic trebuie să luați colțurile de la un capăt și să le băgați în celălalt capăt și apoi se formează așa un pătrat pe care foarte ușor puteți să-l manevrați. Eu, spre exemplu, le fac rolă. Așa mi se pare mie că stau mai frumos și le pun acolo în coșurile alea și totul este ok. Nu știu dacă v-am arătat, am împachetat astea, ceașafurile acestea elastice de pat, le-am făcut așa rolă și le-am pus aici în coșul acesta, pe astea pe care le-am avut și mai am câteva într-un alt coș, dar acelea cred că o să le dau. În fine, le-am pe astea, cu verdele ăsta închis, roz, alb și așa, iar săptămânile trecute am luat aceste cearșafuri din acestea cu elastic, din elastice, le-am luat de la Woolworth săptămâna trecută și îmi spune aici că sunt 100% bumbac și de la 6 euro cât au fost, le-au redus la 3 euro, așa că am luat și eu mai multe, am profitat de oferta asta pentru că mi se pare o super ofertă și am luat așa pe rozul acesta, am luat două pentru că noi aici avem două saltele și punem una pe una, una pe cealaltă, am luat albastrul acesta și am mai luat acest, nu este chiar alb total, este așa un crem, o coajă de ou sau ceva de genul. Da, și acum o să le desfac și o să le pun imediat la spălat, pentru că eu așa fac mai întâi, le pun la spălat să mă asigur și să fiu eu convinsă că nu există coloranți sau alte chestii și apoi le împachetez așa în coșuri și le pun la locul lor și apoi pe pat, bineînțeles. Le-am scos și o să le dau la spălat. Mai întâi le spăl și apoi le folosesc, pentru că așa mi se pare cel mai normal. Și bineînțeles că înainte să pun lejeria în dulap, am făcut curățenie și am șters totul și am făcut totul curat ca să pot să pun lejeria. Ta-da! Și toate s-au aranjat. Ta-da! Vreau să vă arăt cum am organizat dulapul de lenjerii și prosoape. Și uitați, aici este un holuleț. Intri de acolo din sufragerie, e un holuleț și aici avem o debara, să zic, care stă închisă, este băgată în perete.
Așa. Și e foarte bună, pot să depozitez lenjeriile și prosoapele. Și avem așa, este foarte lungă în spate, adică foarte încăpătoare. În spate de tot avem lenjerii puțin mai mari, adică pentru pat, pentru două persoane. Aici avem cearșafuri de pat, aici pe partea asta, câteva cearșafuri de plapumă de o persoană și mai avem și aici cearșafuri de plapumă și aici în spate la fel, cearșafuri de plapumă. Aici am pus toate fețele de pernă, cele micuțe, așa, într-un coș din acesta pentru rufe. Le-am aranjat așa, avem foarte multe, trebuie să mai dăm din ele, sunt conștientă de asta. Aici am pus, era așa un șurub și am pus o chestie în asta cu lavandă, poate că e frumos mirositoare și nu o să intre molile. Așa, apoi avem aici foarte multe prosoape, prosoape mai avem și acolo mai în spate. Opala. Avem și acolo aranjate, astea sunt prosoapele mari pe care le folosim la baie sau când mai mergem undeva la piscină. Iar aici în coșulețul acesta, pentru că la un moment dat am făcut un haul și v-am arătat că am luat niște coșuri de la Sinsay care au fost foarte bune. Uitați despre acestea vorbesc, care se fac și mici. Și eu mi-am aranjat aici toate prosopelele acestea micuțe, dar bine, sunt multe la spălat. Așa. Și apoi urmează acest dulap în care avem aici în spate am două coșuri, una cu fețe de masă. Așa. Iar acesta este cu cearșafuri din acelea care se pun pe saltea, din acelea care se întinde așa. Oricum, le folosesc mai rar, așa că le iau când și când, iau când și când din ele. Iar aici, în față, am pus acest coșuleț cu fețele de pernă mari, nu cele mici. Cele mici vi le-am arătat. Plus, mai avem aici, tot așa foarte mare este locul, avem ploverile noastre de iarnă, așa. Aici am câteva prosoape de picioare, pentru picioare, să ne ștergem pe picioare sau când ieșim din cadă. Asta este o sacoșă în formă de pătură, dar înăuntru e o pătură, practic, împachetată așa. Și mai am un coș aici cu nimicuri, însemnând așa din asta de pus la gât și mai nimicuri. Da, și cam atât. Lipsesc prosopelele mici, mici de mâini, dar nu știu, o să văd pe unde o să le mai plasez și pe ele. Pentru că am și din acelea foarte multe, însă nu le-am mai găsit un loc ușor, o să văd. Da, și cam atât. Eu așa mi-am aranjat lenjeria și toate lucrușoarele astea, inclusiv prosoapele. Aici pe ușă am avut un calendar chinezesc, dar o să-l dau la o parte din 2019. Și un coșuleț din acesta luat, nu mai știu de pe ce site luat, poți să mai pui chestii micuțe în el. Eu momentan nu am nimic, dar prosopelele mici, aici aș putea să le pun, acelea mici, mici de mână, pe care ne ștergem pe mânuțe. Da! V-am pupat și numai bine. Sophie mă așteaptă, o înceapă să plângă, așa că numai bine. Bye!